Sindicalistul a intrat în greva foamei joia trecută. Gheorghe Peptan spune că în cele 5 zile de protest, conducerea nu a luat nicio măsură pentru soluționarea revendicărilor sale. În plus, bărbatul se plânge că nu e luat în serios de managerul general al CEO, Laurențiu Ciurel. Ce v-a spus domnul Ciurel? Deci, în primul rând, zicea că mă interesează probleme personale, nu domnul director general. Problemele care sunt legate de secția mecanică, care s-a divizat-o și a adus 22 de posturi de TESA, de pe la Urez, din toate părțile, pe când noi avem personal pregătit ca să continue activitatea acolo și nu cu atâția șef, cel puțin 3 șefi și un grup de 3 operativi. Avem personal foarte bun pregătit acolo. Acum am intrat în panică, deja am informații destul de clar că secția mecanică va fi privatizată în totalitate. Grevistul este nemulțumit de modul abuziv în care s-au întocmit listele cu cei 2000 de concediați colectiv, printre care se regăsește și el. Peptan consideră că aceste concedieri vin după ce administrația și-a angajat pilele în cadrul complexului. Nu voi pleca din greva foamei până nu voi fi audiat de DNA-ul. Sunt lucruri citate, au încălcat orice regulă referitoare și la socialele, la mentenanță, bani nejustificat cheltuiți, cu toate că vicepreședintele de sindicat Peptan Gheorghe a făcut demersuri pentru a ancheta aceste aspecte. Toate s-au întors împotriva mea. În replică, managerul Laurențiu Ciurel îl acuză pe grevistul foamei că își negociază scoaterea de pe lista disponibilizațiilor, dar și angajarea fiicei sale la CEO. Eu știu ce negociază ai mei cu dânsul, angajarea fiicei și scoaterea dânsului de pe listă. Da, astea sunt singurele lucruri pe care le vrea rezolvate? Păi dânsul are o agendă pentru presă și una pentru noi. Gheorghe Peptan este hotărât să-și continue protestul până când administrația va renunța la concedierea salariaților care nu îndeplinesc condițiile de pensionare. Aceleași nemulțumiri legate de disponibilizările colective, dar și de scăderile salariale din rândul personalului muncitor, au fost ridicate și de alți mineri care, în luna martie, au intrat în greva foamei după ce administrația a anunțat 3.000 de concedieri colective, reducerea ale veniturilor salariale și reduceri de cheltuieli. Nici atunci, minerii nu au obținut nimic în urma protestului.